Bună ziua, bun găsit! E o nouă emisiune Gorjul în direct. Sunt singură de această dată, asta pentru că s-au luat niște măsuri și la nivel mai înalt, ca să spun așa, și la televiziunile centrale, cred că și locale din țară, aceea de a ne feri, de a ne păzi și de a-i feri și pe cei din jurul nostru. Adevărul este că am încercat să aduc invitații în studio, numai că dumnealor, cei cu care vroiam să vorbesc astăzi, sunt în tot felul de comisii. Este un alt stadiu al luptei împotriva răspândirii coronavirusului. Lucrurile se precipită și este o altfel de dinamică astăzi. În schimb, vom avea intervenții telefonice de la cei mai importanți oameni de la noi din județ, dar și de la municipiu. Vom afla toate informațiile așa cum se prezintă ele în momentul în care vorbim. Este o încercare pentru mine, este prima dată când susțin o astfel de emisiune singură și se poate vorbi chiar și de faptul că edițiile viitoare se vor desfășura cel puțin așa. Dacă situația se va agrava, știu eu, nu putem ști, s-ar putea ca și colegii mei să luăm și alt fel de măsuri, și anume să vorbim și să ținem live-uri de pe propriile noastre telefoane. Sper totuși să nu se ajungă până acolo. Am să vă citesc ultimele date în legătură cu ce se întâmplă astăzi în țară. Domnul Arafat a avut acum o oră o conferință de presă și s-au luat alte măsuri, v-am zis, mai drastice, și înseamnă că toți trebuie să ne conformăm, toți trebuie să fim mai atenți și să fim responsabili. Asta este o condiție fundamentală pentru a împiedica așa cum putem răspândirea acestui virus. Vorbim acum de suspendarea temporară pentru o perioadă de 6 luni și a distribuției medicamentelor, dispozitivelor medicale și materialelor sanitare esențiale în prevenție și tratarea infecției cu COVID-19 în afara teritoriului României. Deci noi nu o să mai dăm medicamente în afara țării. Recomandarea decalării de către entitățile private, inclusiv operatorii economici cu peste 99 de angajați, a programului de lucru pentru personalul care se deplasează cu mijloacele de transport în comun. Recomandarea se aplică la nivelul municipiului București și a municipiilor reședință de județ, începând de pe 12 martie până pe 31 martie. Deci sunt bugetarii, nu vor veni toți odată la servici, vor fi decalaje de program, unii vor începe la 8, alții la 9 și așa mai departe. Tocmai pentru a nu se aglomera în mijloacele de transport în comun. Pentru instituțiile publice, decalarea programului este obligatoriu. S-a mai decis, de fapt, sunt recomandările domnului Raed Arafat și cred că acestea se vor și aplica. De asemenea, restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment în spații închise, cu participarea peste 100 de persoane până la 1 martie. Asta înseamnă teatre, săl de cinema, orice altă activitate care se desfășoară într-un spațiu închis, iar dacă sunt activități ce pot să se desfășoare în aer liber, acest lucru se poate face, dar în interior maxim 100 de persoane. Sistarea activităților cu public pentru muzee, măsura e valabilă până pe 31 martie. Recomandarea suspendării activității didactice în învățământul superior până în 31 martie. Deci și facultățile își vor închide porțile, ca să spun așa, vor fi suspendate cursuri. Fluidizarea circulației rutiere. Aici s-ar putea să fie o mare problemă, mai ales la noi în oraș, că știm foarte bine cum se circula până acum. S-ar putea ca totuși să greșesc eu și să nu fie o mare problemă ca oamenii să stea mai mult acasă decât să se deplaseze. Noaptea trecută a fost constituită o celulă de criză, mai aflăm, la MAI, a fost suplimentat numărul de medici din punctele vamale.
și s-au evaluat epidemiologic toți cetățenii veniți din zone cu focare de infecție. De asemenea, la noi, la Târgu Jiu, azi noapte, au fost introduși în carantină 5 persoane, o familie cu 2 adulți și 3 copii. Deci avem primele cazuri de carantină și la noi în județ. Trebuie să spun că într-o emisiune anterioară domnul prefect a asigurat că am avea la nivelul Gorjului vreo 60-70 de spații de carantină care ar putea fi destinate carantinării. De asemenea, poliția de frontieră urmărește toate cursele. Persoanele care sosesc în România nu pot ascunde punctele de plecare. Au încercat să se inducă în eroare, apelăm... Deci au încercat cei care veneau, știți foarte bine, televiziunile vorbesc despre asta, toți cei din diaspora au dat buluc în țară, e vorba de 40.000, 50.000, dacă am notat pe undeva, de fapt peste 50.000 de oameni, de persoane care au părăsit Italia și poate Italia, care este o țară închisă cu zone roșii, au vrut să vină în țară în aceste zile. De ieri până astăzi s-a schimbat cifra, de la 40.000 a ajuns la 52.000. E o situație infinit de grea pentru noi, cei care trăim aici și care până acum au respectat toate regulile, mă refer la autorități care au deținut oarecum controlul. Acum acesta riscă să nu mai fie deținut de către autorități, să scape situația de sub control, ar fi cea mai grea problemă. O să avem o intervenție telefonică, vom vorbi cu domnul director al Transloc. Am zis că sun un pic mai devreme, am să-l rog pe colegul meu, domnul director Mihai Paraschivu, va intra în direct în legătură cu noi, ce repede a trecut timpul. Să ne spună cam ce măsuri a luat în mijloacele de transport, dacă acestea au fost dezinfectate, dacă a observat o oarecare descreștere a numărului celor care circulă în aceste zile în oraș. Apoi vom vorbi de asemenea cu Diana Militaru, comunicator din partea Direcției de Sănătate Publică. Ne va da foarte multe date, adică cele pe care trebuie să le știm și de care să avem cunoștință. De asemenea, domnul prefect va intra în legătură cu noi la 1:20. Cred că renunțăm la domnul Paraschivu, îl sunăm pe domnul prefect, că ne apropiem de ora la care am spus că îl sunăm. Eventual vom reveni la domnul Mihai Paraschivu, că e foarte important să știm dacă vom circula în siguranță, dacă vom fi puși în situația de a ne părăsi casele din motive, cum să spun, care necesită acest lucru, dacă vom circula în siguranță și în mijloacele de transport, pentru că nu toată lumea are mașini. Sunt foarte mulți cetățeni din Târgu Jiu și din județ care vin și pleacă în microbuze, în autobuze și așa mai departe. Ar fi fost interesant să-l avem pe domnul Paraschivu, dar sper să reușim să vorbim cu dumnealui. Între timp vă mai citesc. Avem, haideți să vin cu date de la noi. Avem în jur de 200, e domnul prefect la telefon, mulțumesc, Gabi. Bună ziua, domnul prefect. Bună ziua, sărbuna. Am rugămintea să ne spuneți și nouă care sunt ultimele decizii la nivel județean, după ce toți am văzut foarte bine comunicarea de la nivel național a domnului Raed Arafat și a celor care decid în această țară cam ce trebuie făcut. Puteți să ne spuneți, vă rog, cam care este situația și ce măsuri se iau chiar acum în timp ce noi vorbim? Da. În primul rând aș vrea să vă spun faptul că noi am lucrat toată noaptea pentru a realiza organizarea pentru acele convoaie de cetățeni români care se întorc din, cu precădere din Italia, dar nu numai, pentru a asigura carantinarea acestora în centre speciale, pentru că, după cum știți, Italia a fost declarată în integralitate zonă roșie. Ca atare au fost luate la nivel central o serie de măsuri încă de azi noapte. A fost o videoconferință cu domnul prim-ministru, cu
domnul ministru al afacerilor interne și cu alți miniștri care sunt angrenați în acest demers de a rezolva probleme punctuale care apar în desfășurarea acestor evenimente. Au fost dispuse măsuri, după cum ați menționat și dumneavoastră, prin hotărârea numărul 9 din 10.03.2020 a grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României. Le știți deja, n-aș vrea să le reiau. La nivel județean, noi am avut în vedere să identificăm anumite spații care sunt adecvate pentru carantina cetățenilor români. Și referitor la acest lucru, aș vrea să fac o mențiune care de fapt îmbracă forma unui apel la cetățenii județului Gorj, și anume că cetățenii români care vin din aceste zone nu sunt bolnavi. Astfel încât îi rog pe toți ceilalți să raționeze corect și nu emoțional, pentru că sunt cetățenii României care se întorc acasă și trebuie să-i tratăm cu respect și cu îngăduință. Ei, repet, nu sunt bolnavi, ci acest lucru reprezintă doar o măsură preventivă aplicată pentru eventualitatea în care ar putea fi izolat unul dintre ei purtător. Cetățenii care prezintă simptome și care sunt constatați la punctul de trecere al frontierei cu simptome specifice COVID-19, sunt transportați direct la spital, astfel încât cei bolnavi vor fi internați în spitale, ceilalți vor fi carantinați, cei care vin din zona, din zone roșii, pentru o perioadă de 14 zile, repet, preventiv, iar ceilalți care vin din zone care nu sunt încadrate în culoarea roșie, atunci aceștia vor fi în autoizolare la domiciliu. S-au luat măsuri de comunicare urgentă cu toate instituțiile publice care trebuie să impună măsuri preventive de igienico-sanitare. Suntem în desfășurare cu procesul de conștientizare a ultimei hotărâri care ne-a venit oficial chiar acum 5 minute după comunicarea cu presa, și vor fi măsurile implementate atât de unitățile administrativ-teritoriale, cât și de instituțiile publice, atât cele care desfășoară activitate pentru susținerea acestor activități de intervenție și de prevenție, cât și acelor care sunt incluse în, să spunem, beneficiarii sau care au obligația să respecte unele reguli și să impună anumite măsuri. Domnul prefect, puteți să-mi spuneți cam câte spații de carantinare am avea? Vedeți, dumneavoastră, noi suntem într-un proces de identificare și acum mi-e foarte greu să vă spun o cifră exactă, însă vă spun că pentru acest moment avem suficiente spații de carantinare. În raport de dinamica de fluxul de venit din străinătate, sigur ne vom adapta și în raport de măsurile dispuse de la nivel central ne vom conforma și noi noilor condiții. Știu, domnul prefect, știu că se iau măsuri și în spital. Am înțeles că se face un fel de inventar, ca să-i spun, a numărului de paturi, a secțiilor care ar putea fi, cum să zic, eliberate. Ce facem cu bolnavii care sunt deja în spital? Da, suntem deja pe scenariul numărul 2, la nivelul 2 de risc, asumat prin documentul operațional care a fost adoptat de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență. În acest caz sunt dispuse măsuri și ceea ce privește unitățile spitalicești, în speță în acest moment la Spitalul Județean de Urgență, care se activează în condițiile în care vor exista bolnavi cu COVID-19 și spitalele desemnate inițial la nivel central nu mai pot să mai primească alte cazuri. Sunt luate măsuri de managementul Spitalului Județean în colaborare cu Consiliul Județean, măsuri atât de realizare a unor zone de
pretriere, dacă vreți, adică instalarea unor corturi sau unor containere lângă clădirea spitalului pentru a evita intrarea unor eventuale persoane purtătoare în incinta spitalului. Vorbim de acele... Bineînțeles, și alte... Vă rog. Vorbim de acele containere locuințe, ca să spun. Containere sunt mai urât așa, dar sunt niște module... Containere sunt niște asamblări care sunt adaptate dimensiunilor necesare pentru a se realiza o investigație primară înainte de a intra. Înțeles, da. E o măsură foarte bună, mă gândesc. Da, bineînțeles, pentru că trebuie evitat riscul ca persoane care sunt purtătoare, eventual asimptomatice, dar și celor care sunt purtătoare simptomatice, să intre în spital. O ultimă întrebare. Ne fiind la prima vedere o diferență foarte mare între o gripă și COVID-19, vă rog. Domnul prefect, puteți să-mi spuneți, în plan personal, dumneavoastră, ce măsuri ați luat? În plan personal, nu neapărat ca șef de instituție, ca trimis al guvernului în teritoriu. În plan personal, n-am luat nicio măsură deosebită. Ați făcut stocuri de alimente? Ați făcut cumva stocuri de alimente? V-ați asigurat oarecum? Nu. Eu fac aprovizionarea de obicei la sfârșit de săptămână pentru săptămâna care urmează. Nu mi-am făcut stocuri de alimente și nici nu o să-mi fac, pentru că eu cred că dacă punem în aplicare setul de măsuri pe care l-a dispus Guvernul României și noi la nivel județean, atunci nu se poate instala o stare de panică sau poate mai mult de isterie, astfel încât să intrăm în acest carusel al disperării. Și am luat acele măsuri de igienă, adică am așa mărit frecvența spălărilor pe mâini, dezinfectărilor și atât. Cam atât. Domnul prefect, aveți informații că va veni un val de străinări, ca să spun așa, de oameni plecați în străinătate, dar care se întorc acasă, va fi un val și la noi de astfel de sosiri? Probabil că da, nu știu, nu am informații eu din diaspora, însă văzând ca și dumneavoastră fluxul mare la punctele de trecere a frontierei de la granița României, pe semne că vor fi foarte mulți cetățeni care se vor întoarce acasă. Această stare, de fapt, se poate numi stare de alertă și la noi în județ? Nu, sub nicio formă. Starea de alertă are o altă conotație juridică și se poate ajunge însă la acest nivel atunci când autoritățile vor să impună anumite planuri fără a mai fi supuse unor discuții prealabile. Vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnul prefect. Să ne auzim cu bine. Să vă auzi bună. Vom mai vorbi, să nu facem o microfonie. Da. Vom mai vorbi și cu doamna Diana Militaru, comunicator de la al Direcției de Sănătate Publică. O salutăm pe această cale și pe doamna Pițian, cea care 15 ani a fost purtător de cuvânt al acestei instituții. Doamna Diana Militaru va veni cu un comunicat al instituției al instituției cu privire la tot ce se întâmplă în aceste zile, până când colegul meu, Gabi Spineanu, va lua legătura cu dumneaei. Am luat deja? Nu? Vă mai dau câteva informații. Armata a fost chemată să ajute poliția de frontieră, de exemplu. Deci situația e, cum v-am spus și la început, este în dinamică. Așa, în acest moment Ministerul Sănătății poate confirma 31 de persoane infectate cu coronavirus din 1200 de teste. În acest moment, la Timișoara, Cluj, Iași, Constanța, București și Craiova sunt centre unde se pot face aceste testări. Nu ducem lipsă nici de profesioniști.
Bun, asta e un lucru bun. Este comunicatul pe care l-am preluat din ședința televizată care a avut loc acum o oră, cum vă spuneam. Începe un triaj la nivelul fiecărui spital. Rugăm pacienții să fie calmi și îi îndemnăm la un triaj cât mai corect. Nu știm exact care este, cum să spun, modul în care se face acest triaj, dar poate ne lămurește doamna Daiana Militaru de la Direcția de Sănătate Publică. Gorj, bună ziua, doamna Militaru! Bună ziua! Înțeleg că s-a făcut deja un comunicat la nivelul instituției pe care v-aș ruga să ni-l faceți cunoscut și nouă. Apoi, eventual, vom pune și ceva întrebări. Deci, în această dimineață, noi am actualizat toate datele, atât pe site, cât și la nivelul Ministerului. Este vorba de situația de la nivelul județului Gorj. Vă comunicăm și dumneavoastră că în data de 11 martie, la ora 8:30, la nivelul județului nostru, se afla în izolare la domiciliu un număr de 201 persoane, iar 5 persoane erau în carantină. Practic, este vorba de primele persoane care au intrat în carantină în județul Gorj. Acestea au intrat în carantină încă de noaptea trecută, după ce s-au întors din Calabria, din Italia. Este vorba despre o familie formată din 2 adulți și 3 copii. Familia a fost preluată în condiții de siguranță la intrarea în țară și transportată într-un centru de carantină de pe raza județului Gorj. Așa cum se știe, da, continuați. La ora actuală, la nivelul județului nostru, nu există persoane infectate cu noul coronavirus. Chiar ieri seară am primit rezultatele testelor COVID-19 pentru un număr de 5 persoane, rezultatele fiind negative. 4 dintre acestea vizează contactii tânărului din Tigoria, declarat vindecat. Familia sa se află la ultima recoltare, urmând să iasă din autoizolare în condițiile în care ne vor sosi și celelalte rezultate pentru ceilalți membri. Așteptăm ca în cursul zilei de astăzi să ne sosească rezultatele pentru toți membrii familiei. Mai avem un test negativ pentru un bărbat din Motru, aflat în autoizolare după ce se întorsese din Lombardia. Da. Noi vroiam să vă întreb. Doamna Militaru, cum se face acest triaj de care se vorbește în cadrul spitalelor? Că este o măsură de scenariu 2, de pas 2, am înțeles. Triajul bolnavilor. Puteți să ne lămuriți în privința asta? Vă referiți la triajul bolnavilor pentru care se face acest test, da? În primul rând, bolnavii trebuie să prezinte anumite simptome pentru a face testul, deci să aibă tuse, să aibă febră. Și în al doilea rând, trebuie să aibă contact sau să vină în legătură cu cineva care au venit din zone de risc. Eu vă mulțumesc mult pentru intervenție. Aș vrea să profităm de această ocazie pentru a face un apel la cetățenii care se întorc din străinătate să conștientizeze riscul la care își expun familia, precum și pe ceilalți membri ai comunității. Asta în condițiile în care nu respectă măsura de izolare la domiciliu. Facem mențiunea că în această perioadă se efectuează verificări la domiciliul declarat în chestionar, iar în cazul în care persoanele respective nu sunt găsite acasă, există amenzi foarte drastice. Deja am aplicat o sancțiune la o persoană din Târgu Jiu, care n-a fost găsită la domiciliu în data de 7 martie, amenda contravențională fiind de 20.000 de lei, conform prevederilor HG numărul 857/2011. Verificări s-au efectuat și în cursul zilei de ieri la 17 adrese din Drăguțești, Robinar și Bâlteni, însă de această dată persoanele izolate au fost găsite la domiciliu. Nu putem spune decât să-i rugăm, de fapt îi rugăm pe cei care sunt izolați să rămână, domnule, în casele lor, pentru că sunt, uite, plătesc și o grămadă de bani, amendă, trebuie, dar am impresia că au ieșit din case pentru că a fost nevoie, eu așa sper, adică în disperare de cauză, sper să nu fie avut un motiv cu totul ieșit din acest cadru. Doamna Militaru, și mai am o întrebare, mă roagă colegii mei ziariștii, Direcția de Sănătate Publică a fost în control cumva la Transloc? Controalele s-au efectuat și se efectuează în aceste zile, nu numai la Transloc. Se efectuează și la unități comerciale, se efectuează controale inclusiv la școli și la chioșcurile din incinta școlilor.
s-au efectuat ieri, pentru că de astăzi cursurile sunt suspendate, se efectuează controle la rețelele de apă. Deci controle se efectuează în absolut orice domeniu. Și au fost găsite nereguli? Pentru a preveni limitarea răspândirilor infecțiilor cu coronavirus, conform hotărârii numărul 6 din 9.3.2020. Deocamdată nu avem aceste detalii, așteptăm să vină colegii din teren. La ora actuală se efectuează controle nu numai în Târgu Jiu, cât și în județ. Dar nu știți sigur dacă s-a dus cineva și la transloc? Sau aveți această informație? Este vizat și operator de transport în comun. Bun. Atât pot să vă spun deocamdată. Da, doamna Militaru, vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Sper să ne auzim cu date și cu vești bune și în zilele următoare. O zi liniștită vă doresc. Sperăm și noi să nu avem situații neplăcute și să mai avem cazul, da, cum a fost la Frigoria. Vă mulțumesc mult încă o dată. La revedere. Da, mai am un comunicat de data aceasta de la Primăria Târgu Jiu. Toate creșele din municipiul Târgu Jiu, cele 4 cluburi de vârsta a treia și componenta de zi a centrului Magnolia vor fi închise în perioada 11-22 martie pentru efectuarea dezinfecției. De asemenea, toate unitățile de învățământ preuniversitar, dar și imobilele, construcții cu destinație administrativă, socială, culturală și sportivă, aflate în proprietatea municipiului Târgu Jiu și administrarea Consiliului Local, vor fi dezinfectate. În acest sens am alocat suma de 100.000 de lei. Totodată, în ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență, s-a luat hotărârea achiziționării a 5 module duble pentru locuit, ce vor fi folosite în eventualitatea intrării în carantină a unor cetățeni aflați pe raza municipiului Târgu Jiu. Iată, sunt măsuri pe care autoritățile continuă să le ia. Sunt, chiar spunea cineva la emisiunea de ieri, dacă nu mă înșel, chiar domnul Manțog a spus că autoritățile noastre, dar nu numai dumnealui, autoritățile din Gorj au luat... s-au descurcat destul de bine gestionând situația, având în vedere că tocmai la noi a fost primul caz de coronavirus. Aflăm și vă dau informația, cred că o și știți, dar trebuie să spun că acel tânăr care fusese infectat este complet vindecat acum, din fericire. Nu a infectat și alte persoane din jurul lui. Situația în familia lui rămâne sau ajunge la un anumit firesc și normal. O să vorbim acum, pentru că haide să mai încercăm un pic la domnul director de la Transloc. Ar fi bine, mi-a promis că va interveni acum, să vedem dacă va reuși și dumnealui. Apoi o să vorbim cu președintele Partidului Ecologist, domnul Caragea, care vrea într-adevăr să intervină. Între timp, eu am să vă mai dau câteva informații luate în urmă cu o oră. Vorbeam de acel triaj, doamna Militaru a spus că sunt verificați cei care sunt deja în spital, pacienții din spital, așa am înțeles de la dumneei. Așa. În primele două scenarii ne-am axat pe prevenție, mai spun autoritățile române. Aceste două scenarii încep să se extindă. Țin să menționez, spune domnul Arafat, sau nu, domnul Nelu Tătaru, țin să menționez că s-a decis extinderea zonelor roșii în Franța și Madrid și zonele galbene la tot ce înseamnă restul Franței, Germania și Spania. Vor fi introduși în izolare la domiciliu cei care se întorc în aceste zone. În planul Ministerului Sănătății se mai află și reglementări ce țin de echipamentele de protecție. Avem în timp real stocurile aflate la spitalele județene. Deci trebuie să înțelegem și să credem autoritățile române care dau asigurări că în spitalul județean, de exemplu, că spune de toate spitalele județene, avem tot ce ne trebuie în caz de nevoie. Stocuri pentru medicamente, avem stocuri pentru medicamente, echipamente de protecție, s-a reluat producția de materii prime din China, asta știm încă de ieri. China a reușit să gestioneze extraordinar de bine situația virusului.
au luat măsuri radicale încă din primele momente, au închis acel oraș Wuhan cu peste 20 de milioane de locuitori. Vedem că domnul Paraschiv nu vrea să ne răspundă. Nu, haide să vorbim cu domnul Caragea, cred că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Ba, cred că ți-am dat numărul de telefon al domnului Caragea. Da, unde rămăsesem? Ia să vedem. Așa, testele pentru coronavirus sunt susținute financiar de Ministerul Sănătății. Sunt mai mulți producători, ne anunță dumnealor. Țin să menționez, mai spune reprezentantul Ministerului Sănătății, că nu există nicio demisie a vreunui medic. Știți că a circulat, este un fake news de altfel, că mai mulți medici de la Institutul Matei Balș ar fi dat demisia depășiți de situație. E, vine Ministerul Sănătății și spune că nu este adevărat. Deci nu există nicio demisie a unui medic epidemiolog. E un fake news. Nu e niciun coleg care să se fi plâns de situația că muncește prea mult. Vom aduce mai multe cadre medicale de acasă și pe un program mai scurt. Deci ar fi o bună idee ca medicii pensionari să fie chemați în ajutor, pentru că este o situație care poate escalada. E nevoie de experiența celor mai în vârstă, de cei care au o viață poate în sistemul medical. E nevoie și de, chiar și de domnul Beuran, că îmi pare foarte rău că s-a ajuns până într-acolo încât acesta să nu poată munci, deși este un medic extraordinar și care a salvat vieți fără număr. Stăm de vorbă cu domnul Paraschiv, o surpriză plăcută. Bună ziua, domnul Paraschiv, director la Societatea de Transport Transloc Târgu Jiu. Bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc pentru apreciere, în primul rând. Am făcut o apreciere? Este o surpriză plăcută. O surpriză plăcută, da. Păi este o surpriză plăcută că v-am căutat un pic mai devreme și n-ați mai răspuns și m-am speriat, am spus că poate nu vreți să interveniți. Domnul director, mă interesează în primul rând să-mi spuneți, dacă puteți, ce măsuri de igienizare s-a luat în mijloacele de transport din Târgu Jiu? Prima măsură pe care am întreprins-o a fost la sfârșitul lunii februarie. Deși la vremea respectivă nu s-a anunțat o amploare a acestei posibile contaminări cu COVID-19, am făcut dezinfecții în toate mijloacele de transport în comun cu firme specializate pentru această chestiune. Ulterior, încă de săptămâna trecută, fără să fi fost dispus așa ceva, din proprie inițiativă, inițiativa societății, am montat dispensere pentru gelul antibacterian în toate mijloacele de transport în comun. E o măsură foarte bună, foarte bună. Este o măsură bună, consider în continuare acest lucru, pentru cei care s-au izbit de aceste probleme, ceea ce vă spun acum nu o să fie nimic nou. Da. S-a creat oarecare isterie din cauza acestei măsuri și eu am fost tot timpul adeptul principiului că mai bine este să previi decât să încerci să vindeci ulterior. Da, multe lume nu înțelege, se sperie, intră în panică, dar sunt măsuri responsabile care trebuie luate. Trebuie să avem asta în vedere... Am încercat și noi să facem. Vă rog să mă credeți și să vă rog să verificați după ce se teme emisiunea, să vedeți dacă reușiți să mai găsiți pe undeva astfel de dispensere. Da. Chiu cu baia astăzi pentru a suplimenta numărul, a reușit să găsim 6 bucăți la un distribuitor. În rest, nu există, nu sunt livrabile. Am făcut tot ce ne-a stat în putință, cu toate substanțele biocide pentru dezinfecție. Biocidele, credeți angajații, că până la urmă vor fi greu de achiziționat în zilele care vor urma? Să știți că noi am reușit să găsim. Aveam ceva stocuri dinainte, dar substanțele pe care le aveam noi pentru curățenie, pentru dezinfecție, acopereau doar partea de combatere a bacteriilor. Coronavirusul este un virus și trebuie să niște substanțe care să conțină alcool și clor. Am reușit să găsim aceste substanțe. Se dezinfectează în permanență mijloace de transport în comun. A făcut tot ce ne-a fost omenește în putință pentru a preveni orice contaminare. Da, domnul director. Vreau să vă întreb, în medie, cam câți oameni circulă cu troleibuzele? La nivelul unui an întreg sunt peste 4 milioane de călători. Putem să împărțim foarte simplu la 12 luni și după aceea 30 de zile. Deci putem spune că circulă
Mii de oameni, putem spune? Mii, da, sigur, mii de oameni sigur, fiecare zilnic. Zi, da, da. Ați observat o oarecare descreștere a numărului de călători? Astăzi să știți că da, și probabil că a observat toată lumea o scădere a traficului în municipiul Târgu Jiu. Probabil că a coincis măsura cu închiderea școlilor. Da, e clar. Pentru că avem cel puțin elevii care avem câteva zeci de copii care stau acasă acum. Sper să stea acasă. De elevi nu se mai deplasează, rămân acasă. Și eu mi-aș dori să rămân acasă, pentru că această măsură de închidere a școlilor nu a fost pentru a-i trimite la mall sau alte activități de distracție. Este clar că trebuie evitată. Sunt convinsă și am nu numai că, de fapt, am speranța și chiar convingerea că părinții sunt responsabili, nu își vor lăsa copiii în locuri aglomerate pentru că pot deveni purtători, chiar dacă nu au simptome, vedeți și dumneavoastră, este un virus destul de pervers, putem spune. Domnul director, eu vă mulțumesc dacă puteți. Și o întrebare foarte importantă pe care era să o uit acum. A venit Direcția de Sănătate Publică, funcționarii de acolo, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică în control la dumneavoastră, la Transloc? Da, a fost o sesizare făcută în această dimineață. Bănuiesc că toată lumea știe de unde a venit această sesizare. Nu, eu, de exemplu, nu știu. Atunci permiteți-mi să păstrez misterul în continuare. Sunt de la persoane venite, de la persoane rău intenționate care sesizau ce? Vină, care sesizează orice. Ba că este soluție insuficientă în dispensele respective, ba că sunt prea puține, ba că nu se face dezinfecția de 3 ori pe zi și de ce se face doar de 2. Tot felul de... N-am înțeles. Din punct de vedere tehnic, și, fizic, și cei de la DSP ce au găsit? Au găsit lucrurile în regulă sau în neregulă? Și toate documentele pe care le-am avut le-au fost puse la dispoziție organelor de control. Din punctul nostru de vedere ne-am făcut datoria conform legii. Răutățile le las pe seama celor care vor să le sesizeze. Ar fi păcat ca și în astfel de situații să ne izbim de astfel de... Din nefericire, sunt persoane care speculează această situație în scopuri electorale. Nu știu dacă este în ordine, dacă este moral corect, dar nu, până la urmă moralitatea nu este caritatea tuturor. Să se întâmple tuturor. Asta, pentru că tot ce se întâmplă în zilele noastre e mai presus de politică și de interese. Trebuie făcut un apel la solidaritate în astfel de momente. Politica nu are ce fost, să caute. Să știți și motivul pentru care încă din februarie, de la sfârșitul lunii, am demarat procedurile de dezinfecție. Nu am ieșit cu comunicate de presă ca să anunțăm, să batem toba pe acest subiect, pentru că nu dorim să panicăm cetățenii gratuit. Domnul director, dumneavoastră, dați asigurări că cetățenii care circulă sunt în siguranță, da? Din punctul nostru de vedere, da. Vă dați seama că dacă apare o persoană contaminată într-un mijloc de transport în comun, probabil și ceilalți ar putea fi contaminați. Pentru că ați văzut cu cetățeanul de la Galați, dacă nu mă înșel. Au fost căutate toate cele 17 persoane care au călătorit împreună cu dumnealui. Da. Mulțumim lui Dumnezeu că în cazul Târgu Jiului nu avem niciun caz confirmat. Ceea ce trebuie să ne bucure și facem tot ce ne stă în putință pentru a preveni orice posibilă contaminare. Da, aceste dezinfecții se fac de câte ori pe zi? Le facem în permanență, în principal dimineața, înainte să plece în traseu și seara la închiderea. Am început să facem și în cursul zilei la capetele de linie cu personalul societății. În opinia mea, șoferii sunt cei mai expuși, bănuiesc. Sau cei care mai lucrează. Mult sau mai puțin, mijloacele de transport din Târgu Jiu sunt dotate cu cabine pentru da, e adevărat, aveți zona dreptate. Șoferilor și da. Zona respectivă este protejată. Cât ați alocat pentru... din bugetul societății pentru am astfel. Alocat o anumită sumă, încă sunt bani prevăzuți pentru partea de igienizare, așa că folosim din banii respectivi, nu trebuie alocat mutat pe capitol bugetat dintr-o parte în alta. Ne descurcăm cu forțe proprii fără niciun fel de problemă. Da, eu vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnul director, ne auzim și în edițiile mulțumesc. Viitoare, probabil. Dacă nu vă e teamă, veniți la emisiune, dar nu v-aș pune într-o situație din asta. Oricând, cu mare plăcere. Bine, vă salut, la revedere. Toate cele bune, la revedere. Să continuăm cu restul știrilor. Așa. Cei de la Ministerul Sănătății, mai avem 10 minute, o să-l sunăm și pe domnul Caragea. Cei de la Ministerul Sănătății spun așa, rămân de bază măsurile de precauție. E bine să
evităm aglomerațiile, să respectăm aceleași măsuri ca la gripă. Astea cu gripa, noi am fost cam deficitare, așa, n-am prea băgat de seamă că în jurul nostru și în țară au murit oameni de gripa sezonieră. Bine, asta este, poate fi un exercițiu și pentru celelalte afecțiuni sau virus, celelalte boli care ar mai putea ajunge la noi. Deci este un exercițiu. Aici trebuie să dăm un examen de responsabilitate toți. Toți. Uite, spun și cei de la Ministerul Sănătății, ține doar de noi să trecem ușor peste situația creată. Foarte ușor nu cred că putem trece, dar cel puțin să fim responsabili, să nu intrăm în panică, să urmăm instrucțiunile care ni se dau. Ați observat și dumneavoastră la televiziunile centrale și numai radiourile locale, televiziunile locale, toată media transmite mesajul guvernului și acela. Spălați-vă pe mâini, feriți-vă de aglomerări și sunt un set de măsuri pe care fiecare dintre noi trebuie să le luăm. Ceea ce mă întristează pe mine este faptul, e adevărat că cei care trăiesc în străinătate sunt români de-ai noștri, dar într-un caz de acest fel și în această situație, când țări întregi se închid, cum este Italia și cum s-ar putea să fie și Serbia, ar fi trebuit să se gândească de două ori înainte să plece la drum. Domnul prefect a spus așa, să-i considerăm oameni sănătoși până la proba contrarie. De aceea, cei care vin sunt imediat introduși în izolare și acolo unde este cazul în carantină. Situația poate scăpa oricând de sub control și tristețea este că am putea ajunge la o astfel de situație dacă cei care sunt în izolare nu respectă acel regim sau cei care se întorc în țară și spun că vin din altă parte, nu din zonele roșii sau galbene, cum le numesc autoritățile noastre, pot răspândi acest coronavirus. Pe de altă parte, trebuie să nu uităm că există amenzi destul de usturătoare pentru încălcarea regimului de izolare. Sau dacă scrii în acel formular atunci când intri în țară că vii din altă zonă, este fals în scrisuri, sunt infracțiuni penale. Îl avem la telefon pe domnul Caragea. Cum vă simțiți, domnul Caragea? Ce mai faceți? Să rămân, le mulțumesc de întrebare. Sunt în grafic și în ciuda multor deșmani. Sunteți bine. Nu ne-am auzit de mult. Iată că am ajuns să fac emisiunea singură. Noroc și le mulțumesc celor care au intervenit până acum și sper să cei care ne ascultă și care ne privesc să fie bine informați. Aceste lucruri pe care le-am citit sunt chiar informații de ultimă oră. Domnul Caragea, ce le transmite stârgujienilor? Sunteți președintele Partidului Ecologist. Eu formațiunea vreau județeană. Sunt foarte nemulțumit de sunteți modul în care nemulțumit? Autoritățile locale în Sfântecu Romanescu comunică și mai ales se implică în activități. De ce spuneți asta? Niște oameni care le este lene să citească cea mai mică lege. Cum să sunt total împotriva faptului să interzici omului să vină acasă și bolnav omul vrea să vină la casa lui, la patul lui, dar explică-i frate frumos toate regulile de trebuie să le respecte. Dar le-au respectat, să știi, le-au recomandat. Cei care vin deci, sunt convinsă că știu că vor intra în izolare. Pentru România, da? Doi, noi nu suntem în stare în Târgu Jiu. De luni tot încerc să explic că această conducere care nu cunoaște nimic din lege și doar își bate joc de Târgu Jiu de la Transloc, de exemplu, nu este în stare să respecte OG8. Ei n-au auzit că sunt două feluri de substanțe, de biocide, cu care se curăță o dată mâini, una pe mâini, alta pe mâini. Chiar l-am avut pe domnul director în direct. Spunea de substanțe bazate pe alcool și clor. Da. Problema este în felul următor. Este o problemă gravă la nivelul conducerilor politice puse. Grupurile de interese în acest moment se gândesc cum să intre ei, să facă deratizări în loc de... Da, e posibil, da.
Da, păi am văzut ce s-a întâmplat cu măștile. Este posibil. Mirma municipiu primar PSD-ul a făcut dezinfecția la mătru. Domnul Carage, eu nu spun că nu vor exista și situații de acest gen. În opinia mea... Nu, măi, nu știa, sunt, aia e problema, nu sunt normale. La noi anormalul combinațiilor politice transpartidice dintre grupul Romanescu și combinațiile lui cu Lupii Tineri, Văcaru și ceilalți și... cu Ponta... Ăștia dictează la ora actuală. Domnul Caragea, aș vrea totuși să menționez ceva. Eu chiar în timpul acestei emisiuni am spus că cei care vin din străinătate ar fi bine să se gândească de două ori înainte să intre la să revină acasă. Sunt de acord și nu sunt de acord. Am zis asta. Am spus asta pentru că au fost cazuri în care aceștia au mințit. Au mințit că vin din alte zone și veneau tocmai din acele zone roșii. Nu trebuie să mintă, să spună cum cred, domnule, am păi asta să se înțeleagă, n-am nimic împotrivă problemă. Să se întoarcă în țara lor și acasă la ei. Dar trebuie să înțeleagă că, nerespectând acest regim impus la graniță, condamnă la moarte niște oameni, niște confrați. Nu numai la graniță, și acasă, spune familia în pericol, băi, te duci acasă, stai într-o cameră acolo în care stai numai tu, și cu cei care au venit din Italia, nu te puci să te plimbi în toată casa, să-i îmbolnăvești și pe ceilalți. Da. Domnul Caragea, faci tot ce trebuie. Eu vă mulțumesc mult pentru intervenție. Ținem legătura, că s-ar putea să ne tot auzim zilele astea. Pe rămânile. Da. O zi frumoasă vă doresc și aveți grijă de dumneavoastră. Domnișoară, doamnă, compania minieră transportă 10.000 de oameni zilnic. Ce o duce 10.000 de oameni la muncă? În microbuze, autobuze, trenuri și așa mai departe. Mama lor, da. Un risc imens de infectare. Da. În cariere nu au pus nimic să se ducă să învețe ce înseamnă biocide. Da. Aveți dreptate. Mulțumesc, rămâi. Uite, poate mâine vorbim despre ce se întâmplă și la complexul energetic Oltenia din acest punct de vedere. Să alege praful, aia se întâmplă. Dacă cineva nu intervine, să alege praful. Să rămâine. Vă salut, o zi frumoasă. Da, domnul Caragea spune lucrurilor pe nume, e adevărat, la complexul energetic Oltenia este foarte posibil să se aleagă praful. Dar până să se aleagă praful, sper să nu fie cazuri de... Trebuie să luăm măsurile și ei să ia aceste măsuri valabile pentru toți cetățenii acestei țări și mai ales să respecte și complexul energetic Oltenia măsurile și să le implementeze așa cum face orice altă instituție. De la noi, de exemplu, la Agenția Județeană a Forței de Muncă Gorj, am încercat să intru astăzi, m-a oprit gardianul și a spus stop, unde mergeți? Am spus unde merg, mâinile la vedere, puf, 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 m-a dezinfectat. De-abia atunci am putut să urc în biroul în care aveam treabă. Avem așa, avem 762 de persoane la nivel național aflat care sunt în carantină. Da, avem 31 de persoane cu coronavirus, cel puțin de când am intrat în emisie și până când o să ieșim. S-ar putea ca situația, Doamne ferește, să se schimbe. Mai aveam ceva date. Am spus, avem 5 persoane la noi în județ în carantină. Am spus că armata vine în sprijinul poliției de frontieră pentru că e nevoie, oamenii sunt depășiți acolo. E un val de oameni care se întorc din străinătate acasă. S-a vorbit de amenzi, mai transmite Ministerul Sănătății. Amenda în euro e de 4.000. E de 4.000. Dacă persoana iese de mai multe ori și e prinsă, amenda se dă de mai multe ori. Ieri au fost multe presiuni din partea unor pasageri pentru a evita măsura carantinei. Nu am acceptat nicio excepție. Nu pentru că suntem răi, dar dacă acceptăm o excepție, înseamnă că asta devine regulă. Îi atenționăm pe cei care vin că nu putem face excepții. Cam asta a fost emisiunea de astăzi. S-ar putea ca și mâine să o moderez tot în acest fel. Dată fiind situația, mă simt chiar datoare să nu fac invitații decât telefonice. Este un semnal pe care îl dau și eu. Nu știu cum vor proceda și colegii de la alte televiziuni. Cred că e mai sigur așa. Ne putem auzi la telefon.
Putem ține legătura cu dumneavoastră, cei care ne ascultați și ne priviți, și vă mulțumesc mult pentru asta. Vă urez să rămâneți sănătoși, să aveți grijă de dumneavoastră, să nu intrăm în panică, să facem exact ce trebuie, adică să luăm nu un pachet de făină, să zicem, să luăm două, nu o sticlă de ulei, să luăm două sticle de ulei, nu trebuie să luăm în cantități industriale, dar să ne asigurăm mai mult cu alimente și obiecte și materiale de strictă necesitate, să zicem, pentru două săptămâni, față de cum luam și cumpăram în mod obișnuit. Să vă mențineți în siguranță, vă salut, ne auzim și mâine. La revedere!